Bună ziua! Invitatul interviurilor PS News de astăzi este domnul Sebastian Burduja, fondatorul și președintele PACT. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumim și noi că ne-ați onorat cu prezența pentru a doua cu dragul oră. Nostru. Domnule Burduja, ne revedem astăzi având în fruntea executivului un nou prim-ministru, în persoana doamnei Viorica Dăncilă. Dar tot dânsa este. Mă gândeam că s-a mai schimbat odată când a spus un nou prim-ministru. Un nou prim-ministru al treilea anul acesta. Poate e cu noroc. Exact. Care considerați dumneavoastră că este principala cauză a schimbării a trei guverne într-un an de zile? Păi ne-a spus-o domnul Liviu Dragnea. Ne-a dat răspunsul. A spus că n-a avut mână bună dânsul. Nu știu din ce perspectivă într-un stat democratic Liviu Dragnea trebuie să aibă mână bună să pună și să schimbe prim-miniștrii după bunul plac. Asta se întâmplă. E o țară capturată de nici măcar de o gașcă de penali. E capturată de un penal. Și acest penal, pentru că este condamnat penal definitiv, deci este un fapt acesta, controlează tot ceea ce se întâmplă aici. L-a pus pe domnul Grindeanu, nu i-a plăcut statul paralel, nu știu, după aia domnul Tudose la fel a călcat pe bec și acum a treia variantă, doamna Dăncilă. Este o situație gravă, este o situație care ne decredibilizează în fața întregii lumi și decredibilizează PSD-ul în fața românilor, chiar și în fața propriilor votanți. Cum explici unor oameni care ți-au acordat votul, ți-au acordat încrederea, că nu ești în stare, că îți dai jos propriul guvern de două ori? Suntem o țară cu instabilitate politică? Asta e evident pentru toată lumea și de aici și din afara României. Eu sunt și antreprenor. Conduc o firmă care se ocupă exact cu atragerea în România investitorilor străini. Vă dați seama cât de simplu e, între ghilimele, să facem acest lucru când se schimbă prim-ministrii, când se schimbă legile, când se schimbă codul fiscal, când nimic nu mai este predictibil în țara asta? Mediul de business din România și mediul internațional care se uită spre România cer un singur lucru. De ani de zile. Predictibilitate. Oameni buni, haideți să vedem despre ce e vorba la voi în țară. Ori acest guvern, această guvernare, coaliția PSD-ALDE a schimbat totul, a făcut o harcea-parcea din economia românească, din codul fiscal, din oamenii pe care i-au pus și apoi i-au schimbat în diverse funcții. Vă dați seama că și la nivel înalt vorbim de rolul României în Europa, un subiect la care noi, cei din PACT pentru România, ținem foarte mult. Ce fel de raport construiești tu în câteva luni după care ești schimbat? Ce fel de raport ai cu un alt prim-ministru sau un alt șef de stat dintr-un alt stat membru? Lucruri importante se decid la Bruxelles, atâta timp cât România și așa nu e la masa deciziilor întotdeauna sau nu e în stare să fie la masa deciziilor întotdeauna, când tu vii și schimbi oamenii care trebuie să te reprezintă acolo ca pe șosetele tale flaușate de pe unde ai fi tu venit pe capul nostru, atunci chiar e o problemă. Cât de mult ne afectează această imagine în relațiile cu partenerii europeni? Cât de mult ne-ar putea afecta? Și în relațiile cu Europa și în relațiile cu Statele Unite sunt în acest moment compromise. Pentru că, încă o dată, ei trebuie să aibă un interlocutor clar, ei trebuie să aibă un interlocutor cu o agendă clară, o România nu are niciuna nici alta. România nu doar că este în an centenar, dar România în acest an centenar trebuie să se gândească la anul următor. Ne-am spus-o, proiectul acestui an ar trebui să fie România 101, nu România 100. De ce? Pentru că avem președinția Consiliului UE anul următor. Întreaga Uniune Europeană se va uita spre noi. Noi suntem în capul mesei la aceste discuții. Avem șansa să facem niște jocuri, să punem niște priorități pe tapet, să spunem, poate România are nevoie de mai multe fonduri europene pentru infrastructură. Poate România are nevoie de o derogare a țintelor de deficit pe perioadă de timp astfel încât să aducem infrastructura la nivelul Europei de vest. Poate România chiar ține la statul de drept, deși, evident, în momentul ăsta nu s-ar spune. Lucrurile astea le putem face și nu le facem. De ce? Pentru că suntem la cheremul unui om și a găștii din jurul lui. Că tot ați amintit de evenimentele majore care au să se întâmple anul viitor. Cât de pregătită este România să preia această președinție a Consiliului?
cât de pregătiți suntem la orice. Uitați-vă, hai să luăm cu centenarul. Nu avem încă alocarea pe proiecte, nu s-a făcut absolut nimic. Suntem deja în luna martie. Autoritățile locale din Alba Iulia știu că n-au primit niciun fel de plan despre ziua de 1 decembrie, cum se va organiza, ce va face Guvernul României, ce se pregătește, cum sunt sute de mii probabil de români care vor veni acolo din toată țara să sărbătorească, să celebreze un moment, un simbol. Cum suntem pregătiți să-i primim? Nu suntem. Deci nu există niciun fel de plan făcut și aceeași poveste și cu președinția Consiliului UE. Noi am tot propus diverse variante de teme care ar trebui să intereseze România. Una dintre ele, infrastructura, categoric. Trebuie să ne batem să avem o infrastructură cât mai legată de Uniunea Europeană. O altă temă, energia. România ar putea fi un hub energetic, având în vedere tot lanțul de producție pe care avem aici, potențialul, resursele inclusiv din bazinul Mării Negre. În contextul unei piețe unice a energiei, pe principii corecte, în care suntem egali cu restul statelor membre. Și premisele acestea există, dar trebuie să ne batem pentru ele. Tema infrastructurii de securitate cibernetică. Avem între cei mai buni specialiști din lume la ora actuală. Uniunea Europeană ar putea crea o unitate comună în care România să joace rolul de lider. Dar toate aceste idei, dacă nu ai oamenii potriviți să le aducă pe agendă, sunt doar idei. Ați luat legătura cu reprezentanții ai guvernului pentru a demara aceste idei? Ați mers cu aceste idei la reprezentanții guvernului? Noi l-am pus în dezbatere publică. De câte ori am ajuns la un rezultat, a fost pus în dezbatere publică și oamenii au venit cu feedback. Pentru noi, am mai spus-o, cea mai importantă funcție într-un stat este cetățeanul. Puțin mă interesează acum că ministrul cutare, dacă eventual înțelege limba română și o mai și vorbește, ascultă la o idee, la ceea ce avem noi de spus. Sigur, în mod ideal ar trebui să asculte, dar de 28 de ani propunem noi sau alții diverse lucruri bune și atâta timp când nu servesc intereselor înguste, rămân doar, așa cum spuneam, idei frumoase. Noi suntem un partid, o platformă civică și politică a comunităților locale, a cetățenilor. Peste tot unde avem o prezență, organizăm întâlniri, organizăm dezbateri și de acolo reies aceste idei și după aceea mergem pe nivelul regional, pe nivelul național și pe nivelul european. Ceea ce noi promovăm este acest mesaj simplu. Mai multă Europa în România, mai multă România în Europa. Mai multă Europa în România înseamnă o Românie cu adevărat integrată. Deși am aderat în 2007, suntem integrați în Europa. La infrastructură nu, din punct de vedere al pieței muncii, da, e o piață unică și ne pleacă milioane de români, dar nu înseamnă că standardul de trai este la nivelul din vest. La nivelul pieței energiei nu, la nivel de Schengen nu, la nivel de monedă unică nu. Pentru noi proiectul acestei generații, proiectul următorilor 5, maxim 10 ani, trebuie să fie să fim un nucleu dur al Uniunii Europene, cu tot ce înseamnă asta. Monedă euro, piață unică, o interpretare unitară a statului de drept și un stat de drept puternic. Nu aș vrea să las neabordat și subiectul acesta al războiului pe care am văzut că se dă între șefa DNA, Laura Codruța Chiovici, pe de o parte, și domnul Tudorel Toader, pe de altă parte. Cum credeți că se va sfârși tot acest scandal? Ce va face președintele Iohannis, care am văzut că ultima decizie este în mâinile dânsului, practic? Cu tot respectul și înțeleg necesitatea de a discuta aceste subiecte, dar cred că discutându-le facem exact jocul pe care ni-l propune Liviu Dragnea și echipa lui de consultanți. Discutând despre, la sfârșit, despre aceste întâlniri secrete, conspirații, nu numai că punem o umbră asupra justiției, deși justiția ar trebui să fie independentă și să fie percepută ca fiind independentă și puternică și corectă, dar, și evident, asta îi servește unui om care este cercetat penal și are deja o condamnare la activ, dar în același timp abatem atenția românilor de la problemele vitale ale vieților lor. Asta e țara absurdului, e țara în care dreptul la liberă exprimare se poate reduce la situația recentă în care un cetățean surdomut a fost amendat pentru scandări. Este țara în care un om care a murit pierde în instanță dreptul de a trăi.
Adică nu este recunoscut ca fiind viu în județul Vaslui, dintre toate Cunoaștem, județele da, din România. exact. Este țara în care niște penali fac legile justiției. Este țara în care o presă independentă este în fiecare zi tocată și sub presiunea diverșilor factori care au tot interesul să nu mai fiți independenți. Și știți ce e cel mai grav în toată nebunia asta? Că lucrurile astea au devenit normale. Că asta e normalitatea în care am ajuns să trăim și că am început să acceptăm lucrurile astea ca fiind ceva firesc. De aici rezultă drama unei țări și în momentul în care o democrație se sfârșește sau un popor moare, spiritul lui moare. În momentul în care tu, ca cetățean, accepti niște lucruri ca fiind firești, când ar trebui să te bați până la ultima suflare de sânge ca să nu accepti nici măcar un milimetru din libertatea ta să fie știrbită. Cum spunea Andrei Gheorghe, că tot s-a dus săracul. Nu, e chestiune de libertate ceea ce facem aici. El fuma în timp ce înregistra un video, l-am văzut recent și spunea, inclusiv gestul ăsta e o chestiune de libertatea mea proprie și vreau să-l fac. Asta e țara în care trebuie să fim liberi. De fapt, asta am câștigat în 1989 și cred că, din păcate, asta pierdem sau mai degrabă predăm în fiecare zi celor care au ajuns să ne conducă astăzi. Ați amintit acum de libertatea de exprimare și am văzut că ieri instanța Curții de Apel Ploiești a decis că Laura Codruța Chioveși va primi daune morale de 300.000 de lei în solidar de la Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvică și Antena 3. Menționez încă de la începutul acestei discuții pe acest subiect că eu nu țin partea nici a părăților, nici, însă vă întreb, această sumă care este imensă cerută de șefa DNA, nu are rolul cumva de intimidare a presei? Din punctul meu nu are. Și în primul rând este o decizie, e drept nedefinitivă, e o decizie în primă instanță din câte știu, dar este o decizie a justiției din România și chiar nu îmi permis să o comentez. În spatele acestor, cuantificarea acestor prejudicii știu că se face prin invocarea anumitor prejudicii de imagine. Minutele în care s-au spus anumite minciuni sau anumite neadevăruri despre Laura Codruța Chioveși sau oricine altcineva. Da, trebuie să ținem cu dinții la dreptul de exprimare, dar în același timp când ai o televiziune în care seară de seară, de seară de seară se spun lucruri neadevărate, trebuie să ai și tu ca individ dreptul de a te apăra, într-un fel sau de a-ți proteja reputația. Deci nu pot să comentez decizia, e o sumă mare într-adevăr, poate totuși va servi asta și ca un semnal de alarmă către cel puțin o parte a presiei din România care depășește cu mult limitele codului deontologic, că nu pot să facă chiar orice, că nu pot să spună chiar orice despre oricine, fără să existe consecințe. 2018 este un an foarte important pentru țara noastră, cum vorbeam și la începutul discuției, sărbătorim centenarul Marii Uniri. Cum se pregătește PACT pentru acest mare eveniment? În primul rând, pe 1 decembrie vom fi la Alba Iulia și pregătim un lucru foarte frumos. Sperăm să primim aprobările în cel mai scurt timp. Vrem să facem cea mai mare horă a Unirii, horă românească din istorie, să chiar să depășim recordul mondial, care e în jur de 13.000 de oameni. Deci e un gest, dacă tot vorbim de unire, și vrem să facem această horă cu români veniți din toată lumea, pentru că, așa cum știți, noi suntem un grup de români din țară, dar și de români din diaspora. Cred că acest 1 decembrie 2018, această bornă 100, poate fi un apel și trebuie să fie un apel la unitate. La unitatea românilor de aici și la unitatea românilor din diaspora. O punte între noi, cei care am rămas acasă sau cei care am revenit acasă din vari motive, poate ne-am înapoiat, așa cum mi s-a mai spus, și românii care încă rămân în diaspora. Mulți dintre ei nu vor să rămână acolo, știu lucrul ăsta. Poate e un semnal că țara are nevoie de ei. Ce ne puteți spune despre proiectul Europa Nouă, care am văzut că l-ați lansat recent? Care sunt direcțiile? Cum a luat naștere acest proiect? Ne pregătim ca întotdeauna foarte minuțios. Noi suntem un proiect, vă spuneam și data trecută când ne-am întâlnit, construit pas cu pas, cu foarte multă răbdare, cu foarte mult efort
și fără scurtături, așa cum, din păcate, alte platforme, alte partide au făcut-o sau o fac. Oamenii se implică în PAC pentru România pentru niște idei, nu pentru un lider sau între ghilimele lider, nu din oportunism. Se implică pentru Sau că funcții. chiar sau funcții, pentru că nu avem ce funcții să le oferim, decât funcția de cetățean în comunitățile lor, de cetățean implicat. Se implică pentru ideea că au această putere de a schimba lucrurile. Sunt oameni de centru-dreapta, oameni gospodari, oameni curajoși, oameni cu inițiativă, oameni care prețuiesc munca și oameni care țin fără niciun dubiu la Europa, la Europa de vest, la România occidentală. Și cred în acest proiect, mai multă Europa în România, mai multă Românie în Europa. Pactul pentru Europa Nouă sau hashtag Europa Nouă cu cifra nouă în coadă conține nouă propuneri. Primul plan, prima listă românească de propuneri pentru reforma Uniunii Europene. Mi-ar fi plăcut să o văd din partea mediului guvernamental sau măcar mi-ar fi plăcut să am o reacție din partea mediului guvernamental la Asta voiam să vă întreb. această listă. Reacție din Să partea. vă dau câteva exemple de lucruri pe care noi le-am pus pe agenda. Vrem o Europa care să fie aproape de cetățeni, pentru că de multe ori Uniunea Europeană este criticată că e departe de cetățenii din comunitățile lor. Și am spus, haide să aplicăm principiile bugetării participative la nivel european. Bugetarea participativă, mai nou se întâmplă și la noi în țară, în Cluj, am văzut că și în București se vorbea de așa ceva, dar în Cluj chiar se întâmplă. O porțiune din bugetul public este alocat conform votului cetățenilor, votului direct, pe întruniri locale, pe proiecte definite de către cetățeni și ulterior și monitorizate de cetățeni. Haideți să aplicăm acest principiu la nivel european. Uniunea Europeană are un buget propriu, sunt miliarde și miliarde de euro. O părticică la început să fie alocată în funcție de preferințele cetățenilor. 2. Fonduri europene condiționate de respectarea statului de drept. Păi nu poți să fii Ungaria de azi sau Polonia de azi și să calci în picioare statul de drept, în același timp să primești cu brațele larg deschise miliarde și miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Pentru că, spre deosebire de noi, ei chiar știu să le absoarbă. Adică, deși, sigur, încalcă spiritul european al democrației liberale, Victor Orban a și spus-o, el construiește o democrație iliberală acolo. Alții spun că el construiește o autocrație postmodernă. Orice ar fi, nu e democrație, așa cum mi-aș dori eu să fie o democrație în care să trăiască copilul meu, de exemplu. Deci, fără fonduri europene pentru cei care încalcă principiile statului de drept, vorbim de o unitate europeană pentru inovare disruptivă, vorbim de o unitate europeană pentru securitate cibernetică, ce vă spuneam mai devreme, vorbim de un institut european pentru formarea viitoarelor elite, viitoarelor parlamentari europeni. Să evităm situații în care clonăm modelul Nigel Farage din Marea Britanie, un eurosceptic profund, un adversar al proiectului european, dar care stătea bine mersi plătit din banii noștri ai tuturor europenilor la Bruxelles și ne explica cât de rău face Uniunea Europeană. Eu m-aș dori să văd acolo oameni care construiesc o Europa unită și o Europa puternică. Și România are responsabilitatea de a face asta și sper că mai avem un an până la următoarele alegeri, alegerilor parlamentare, mai puțin decât credem. Mă întreb ce fel de oameni vor fi pe listele partidelor. Oare nu cumva, având în vedere tot ce se întâmplă zilele astea, să fim puțin atenți la mesajele publice. Curtea Constituțională rupe relația, raportarea pe MCV, un MCV creat special pentru România. Noi am fost lăsați și Bulgaria. Noi am fost, cumva ni s-a spus, veniți, nu sunteți pregătiți, dar creăm un instrument pentru că vă vrem în clubul nostru, dar anual raportați în acest mecanism de cooperare și verificare. Bun, vedem atacurile la adresa Uniunii Europene și domnul Tăriceanu și domnul Dragnea tot mai virulenți. De ce ni se impun de la Bruxelles anumite lucruri? Ce caută domnul Timmermans aici? Ne-a explicat domnul deputat cu mitraliera că cine este Timmermans? Și așa mai departe. Mă tem că acest partid, PSD, chiar și ALDE, vor face din următoarele alegeri o luptă între pro-Europa și anti-Europa. În lupta asta, pact este clar în tabăra pro-europeană. Noi vrem mai mult Europa aici și vrem o Românie cu adevărat integrată în nucleul dur al Uniunii Europene.
Ce feedback aveți din partea cetățenilor pe acest proiect, pe Foarte bun. aceste... Am făcut și o lansare inedită în Piața Operei din Timișoara, acolo unde a fost prima proclamație din Timișoara. Am spus că e o nouă proclamație de la Timișoara, nu doar pentru România, ci pentru Europa de această dată. A fost un flash mob foarte de succes. Oamenii ne-au încurajat. Timișorenii au în spirit orientarea spre vest de foarte, foarte, foarte mulți ani. Și totodată ne-a încurajat și faptul că la 2 minute după ce am fost acolo ne-a luat jandarmeria la întrebări, deși era nici măcar un protest, era pur și simplu o lectură a celor 9 propuneri într-un loc simbolic, în public, cu niște zeci de oameni. Nu am pronunțat nume de partide, nu am înjurat pe nimeni și cu toate astea am fost întrerupți abuziv și brutal de jandarmeria română și le-am spus un singur lucru, nu lor, am spus în discursul meu de atunci, niciun popor nu poate fi asuprit la nesfârșit și niciun popor nu poate să accepte lanțuri la nesfârșit. Să faci un asemenea gest în Piața Operei în Timișoara, unde acum 28 de ani niște oameni și-au dat viața ca noi astăzi să putem vorbi liber acolo, este culmea ipocriziei și a mizeriei pe care mă pot imagina în această țară. Și practic jandarmeria opri manifestația sau... Nu, au încercat să oprească în mod repetat, ne-au legitimat, așteptăm probabil și o amendă, dacă va fi cazul o vom plăti. Pentru ce? Pentru că am vrut să citim cu voce tare, ne-am permis să A, deci avem... clar, asta era Da, justificarea prezenței lor da. acolo. Vă spun, la 2 minute Incredibil. după ce ne-am adunat, în față, chiar sub balconul operei. Nu se poate așa ceva. Încă o dată, tocmai acolo v-ați găsit oameni buni. Vis-a-vis este catedrala, pe treptele catedralei a murit un copil cu o cruce în mână acum 28 de ani, sub secerat de gloanțe. Cum vă permiteți? Cum vă permiteți? I-am întrebat. Păi sigur că își permit dacă au ordin să-și permită. Sunteți primul partid care propune liste deschise la europarlamentare, am văzut. Cum veți face selecția candidaților care se înscriu pe platformă? Suntem primul partid care și-a deschis listele și suntem și primul partid cu adevărat online. Noi avem comunități online, toate interacțiunile sunt online, toate propunerile noastre sunt pe pactpentruromania.ro și oamenii acolo pot aduce îmbunătățiri, pot să-și pună părerea. La fel și cu aceste liste. Primim nominalizări din partea oricui, cu o scurtă motivare și odată ce ne apropiem de momentul alegerilor europarlamentare vom lua voturi din partea tuturor membrilor PACT online și vom vedea cine merită să fie pe acea listă. Avem și noi în vedere criterii de, știu eu, de reprezentativitate, vrem și femei și bărbați pe această listă, vrem și oameni din societatea civilă și din mediul public, vrem și oameni care cunosc foarte bine mediul de la Bruxelles, dar principalul criteriu va fi votul membrilor PACT, exprimat online și foarte transparent, foarte deschis. Și practic se poate înscrie oricine Da, chiar și dorește. dumneavoastră vă puteți scrie și vă putem nominaliza, pentru că avem nevoie și de oameni de media de mare calitate la Bruxelles. E o glumă și nu e o glumă, pentru că e un mesaj pentru toți românii. Vedeți, oameni buni, țara asta supurează de ipocrizie. Iertați-mă, nu mai pot fi diplomat. Pentru că, deși ne plângem în fiecare zi de tot ceea ce ni se întâmplă, vina e noastră. Asta spunea și Andrei Gheorghe în acel video. Bă, băiete, vina e a ta. Nu mai da vina pe alții că au pile, că au, știu eu, relații, că există corupție. Vina e a noastră, a tuturor, că permitem și că le permitem acestor oameni să ne conducă în acest fel în continuare. Și mesajul meu e simplu. Ca om care de 2 ani de zile împreună cu o echipă de oameni nebuni, încercăm să ridicăm un partid de la zero în România, fără interese în spate, fără fonduri, după cum s-a văzut, pur și simplu mergând din poartă în poartă, așa cum am făcut și în campania de la Neamț acum 2 ani, mergând din poartă în poartă și încercând să convingem oamenii. Ei, asta trebuie să facă fiecare român. Dacă chiar vă pasă de această țară, implicați-vă. Mergeți la vot oamenilor, intrați în politică, gândiți-vă să candidați pentru ceva. Altfel nu o să schimbe nimic niciodată. Ne lipsește simțul civic. Da și nu, pentru că, iarăși, după acea campanie de la Neamț în care am scos totuși cel mai bun rezultat pentru candidat independent din țară,
A fost o dezamăgire că n-am reușit să intru în Parlament, mi-au lipsit câteva mii de voturi. Dar a venit momentul ordonanței 13 și mi-am spus, păi România are o șansă. România tocmai a dat exemplu lumii întregi că ne pasă de libertate, de democrație, de stat de drept. Am mai spus, oamenii ăia n-au fost în stradă să ceară 3 lei în plus. Au fost în stradă să-și ceară dreptul, să-și ceară o țară liberă și democratică. Mare lucru. Mare lucru în lumea de azi. Deci, Încă mai categoric, există o 600 de mii speranță. de oameni au avut. Da, au avut simț civic, s-a văzut. Dar nu trebuie să renunțăm, pentru că ghidați de acești consultanți foarte deștepți și bine plătiți, oamenii care ne conduc azi ne pun răbdarea la încercare în fiecare zi. Sunt foarte abili. Uitați-vă ce se întâmplă în Parlament și o să vedeți cum trec anumite lucruri pe neobservate. Cum, în paralel, controlează agenda publică și abat atenția noastră de la problemele esențiale pe tot felul de subiecte conexe. Pe interviuri cu cercetați penali pe la televiziune în același timp. Toate lucrurile astea sunt regii făcute de niște oameni, de niște consultanți bine plătiți, nu sunt români, din câte am înțeles, ce ori fi nu mă interesează, dar nu servesc interesul cetățeanului. Pentru că interesul nostru este să rezolvăm cele mai presante probleme ale vieților noastre. Și în viața mea, cel puțin, cine s-a văzut cu cine și cu cine a tăiat porcul cu cine, chiar nu e o problemă. Faptul că n-am unde să-mi trimit bunica la un spital curat, la 92 de ani și la un spital din care să nu moară în județul Neamț, e o mare problemă. Faptul că nu știu dacă eu o să am vreodată pensie în această țară, e o altă problemă. Faptul că nu știu unde o să-mi dau fetița la școală și să fie sigură și să mai și învețe ceva, e o altă mare problemă. Și faptul că merg pe niște șosele pe care s-ar putea să-mi pierd viața de câteva ori pe zi, iarăși e o mare problemă. Totodată, dumneavoastră sunteți cofondatorul și președintele de onoare a Ligii Studenților Români din Străinătate, în prezent fiind cea mai mare organizație globală românească cu peste 13.000 de membri de Chiar filiale, 15.000 recent. 15.000 Da. recent. Cum vedeți starea actuală a educației românești, despre care ați spus și adineauri că vă este teamă unde va merge fetița să învețe? Cum vedeți dumneavoastră că arată educația din România în acest moment? Încerc să fiu cât mai obiectiv posibil. Și suntem obiectivi atunci când folosim date. Eu știu că 40% dintre elevii de 15 ani din această țară sunt analfabeți funcționali. Adică citesc un text, dar nu înțeleg ce citesc. Nu spune o instituție a statului român, nu spune PACT, spun testele PISA administrate la nivel internațional. Deci, în România, aproape unul din doi elevi de 15 ani este analfabet funcțional. Ăsta e un lucru cumplit de grav, pentru că e o generație de oameni care nu va fi competitivă pe piața muncii, care va ajunge în șomaj, care va ajunge să fie o povară pentru restul oamenilor care poate vor ști și vor putea încă să muncească și să performeze și să concureze într-o piață internațională tot mai complicată, tot mai competitivă. Pe de altă parte, sigur, avem anul trecut, cred că 155 de medalii la olimpiade internaționale. Avem vârfuri. Sistemul, așa cum el, românesc, produce încă oameni care sunt foarte buni la ceea ce fac. Dar n-aș vrea să ne păcălească aceste excepții. Pentru că trebuie să ne uităm la medie întotdeauna. Iar rezultatele pe medie sunt foarte proaste. Atunci, repet, când ai acești 40% analfabet funcțional, știi că ai o problemă ca țară. Când ai rata de violență pe care noi avem în școală astăzi, știi că ai o problemă ca țară. De ce oare niciun guvern nu a fost în stare să investească acei 6% din buget în educație? Pentru că educația în capul lor n-aduce voturi. Pentru că e un proces care dă rezultate pe termen lung. Iar acești oameni care ne-au tot condus și ne conduc și azi, acești indivizi, acești penali, gândesc doar în cicluri de 4 ani, cel mult 4 ani. De ce credeți că tot mai mulți tineri aleg să plece din România? Păi, nu știu ce cred eu, dar vă spun ce cred ei și de ce pleacă. Pentru că, o dată la 2 ani, noi sondăm în Liga Studenților Români Sănătate și întrebăm de ce aleg să studieze în altă țară sau să lucreze în altă țară. Și primul factor este mediul românesc de corupție și societatea în care ei simt că nu au oportunități, că ei nu se pot realiza. Simt că este o societate în care chiar și atunci când ești bun și muncești și îți dai toată silința,
nu ți se recunosc meritele și nu poți să avansezi în carieră. Asta e primul motiv pe care ni-l dau. Apoi spun condițiile sociale, spitale, școli, infrastructură. Îi întrebăm și de ce nu s-ar întoarce în România. Aceleași motive, corupție și infrastructură, lipsa infrastructurii, spitale, școli, infrastructură de transport. Deci, cine spune că românii de afară nu vor să vină acasă pentru că au pretenții salariale mari, minte. Pe sondaj, oamenii aceia vor să vină acasă, dar se tem să vină acasă pentru că s-au obișnuit să trăiască în țări normale, în care își trimit copiii la o școală unde chiar învață ceva, în care dacă li se întâmplă, Doamne ferește, o boală, au unde să se trateze și nu pleacă cu alte boli în spitale sau, Doamne ferește, mor acolo și așa mai departe. Deci asta este piedica. Haideți să vă dau și o veste mai bună. Există un program la care și noi suntem parteneri, se numește Startup Diaspora. Sunt 40.000 de euro pentru românii de afară care vin să-și deschidă o afacere în România. M-aș bucura să fie interes. Până acum sunt câteva sute de oameni ce obțin pe programul nostru care au spus că vor să vină acasă. E un program generos pentru că e o cofinanțare 0%, deci nu trebuie să vină cu niciun ban și sunt 40.000 de euro pentru românii care își deschid o afacere acasă, poate, sau ideal din domeniul în care ei deja au profesat acolo. O veste foarte bună, Da, doar mai avem că și din asta. e prea promovată. Nu e prea promovată și ne întoarcem la ce spuneam la începutul emisiunii. E greu să conving un cetățean român din diaspora cu tot dorul de casă să-și deschidă o afacere aici, în România, având în vedere că nu știe care e nivelul taxelor, câte controle îi vin pe cap, dacă nu cumva greșește completarea unei declarații și e caz penal. Dacă nu, cumva România e trebuie greu să-i de dea mai vândut. mult statului decât. Exact. Ceea ce se și întâmplă de multe ori și, sigur, oamenii aceștia nu sunt naivi. Ei toți știu că în România e foarte greu și cu toate astea, faptul că sunt niște sute, niște mii de români care se gândesc să mai vină acasă și să și riște ceea ce ei au acumulat, sigur, și cu sprijinul Uniunii Europene, într-o afacere aici, eu zic că avem oameni chiar cu dragoste de țară în lumea asta. Cum vedeți România după 10 ani de acum înainte? Da, bună întrebarea și complicată. Eu cred că există două scenarii pentru România. Și ele depind de ceea ce facem astăzi, realmente astăzi. Și, sigur, anul acesta, anii aceștia. Un scenariu, haideți să-l dau pe cel trist mai întâi, pentru că semnele sunt mai degrabă înspre acesta, în care ne lăsăm în continuare conduși de gașca aceasta de penal, de bun penal, în fine, dar chiar și dacă nu ar fi acel penal, poate că altul i-ar lua locul, că de 28 de ani s-a mai întâmplat și genul ăsta de mecanism, în care copiii noștri sunt tot mai puțin pregătiți pentru ce se întâmplă la nivel global, în care România e tot mai săracă, tot mai izolată, tot mai îndreptată cu ochii spre Moscova, tot mai tentată de modelul ăsta al autocrației postmoderne, al unui fel de democrație, ambalată ca democrație, dar de fapt o dictatură. Ăsta e scenariul negativ, în care și o Românie tot mai depopulată. O Românie în care, dacă astăzi avem 9 români pe oră care pleacă, până terminăm noi interviu, mai pleacă 5, probabil că o să avem mult mai mulți. Și cine o să mai rămână? Cei care beneficiază strict de pe urma acestui sistem. Dar vestea proastă pentru ei e că dacă pleacă cei pe care îi jupoaie în momentul ăsta, Nu vor are trebui pe să se cine. jupoaie între ei la un moment dat. Și scenariul fericit în care acești cetățeni, cei mai importanți într-o democrație, se implică, noi cu toții ne implicăm, votăm, ne implicăm în comunitate, candidăm, donăm pentru partide, habar n-am, facem orice simțim că e nevoie ca să ducem lucrurile în direcția corectă și în care punem oameni potriviți la locul potrivit. Pentru că țara asta, da, are un potențial imens, imens de dezvoltare. De aceea românii, când sunt puși într-un mediu internațional competitiv, sunt foarte buni. Chiar sunt foarte buni. I-am văzut și la universitățile la care am avut șansa să studiez în Statele Unite, i-am văzut și la Olimpiada Internațională, i-am văzut peste tot. Românii performează. Tot ce trebuie să facem este să apăsăm pe întrerupătorul ăla, să schimbăm paradigma oamenilor care ajung în poziții de putere în această țară. V-ați gândit vreodată să plecați din România? Am fost plecat 12 ani, m-am întors acasă acum 2 ani, soția mea este americancă și am convins-o să vin aici. Chiar nu vreau să-mi pun vreodată problema că voi pleca de aici, pentru că
e o alegere și n-a fost simplu să lăsăm în urmă tot ceea ce construisem acolo. Însă, cred că viața are însemnătate, mai ales dincolo de aspectele materiale sau imediate. Și se rezumă, cel puțin pentru mine, la ceea ce reușești să lași în urmă când se stinge lumina, când pui capul pe pernă pentru ultima oară. Cred că aici eu, dumneavoastră, noi toți chiar putem să lăsăm ceva în urmă mai mult decât în oricare alt loc din lumea asta. Nu doar că ne pasă, în primul rând, că aici ne-am născut, poate accidental, dar și că aici totul încă e de făcut, totul e încă de construit, totul e încă de format. Lumea se schimbă în jurul nostru, iar România are șansa să facă parte din această schimbare. Are oameni foarte deștepți, firme, companii românești care deja ați văzut acel unicorn, UiPath, care a spart prima barieră. Sunt multe alte startup-uri românești care se apropie de acel prag. Noi putem fi în avangarda acestor schimbări, inteligența artificială, realitate virtuală, blockchain. Toate lucrurile astea ne pot aduce și pot crea, de fapt, acel salt în dezvoltarea României. Cred că asta e miza. Și dacă reușim să punem oameni potriviți sau locul potrivit în mediul politic, pentru că el ne ține în loc, atunci scenariul deznodământul va fi unul fericit pentru noi toți și copiii copiilor noștri. Domnule Burdujea, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul Și eu nostru. Vă mulțumesc. mai așteptăm cu drag Cu mare aici drag lângă oricând. noi, ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Cu mult drag. Și mult succes! Mulțumesc, Tafa. Mulțumesc!